În urmă câteva zile a fost organizată și executată o acțiune pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. În urma acțiunii desfășurate, polițiștii au efectuat 5 filtre, au constatat 2 infracțiuni, au legitimat 221 de persoane, au verificat 123 de autovehicule și 6 societăți comerciale, au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.910 lei. Totodată, ca măsură complementară pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 2 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare. La activități au participat polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, jandarmi și polițiști de frontieră.